În weekend s-a dat startul festivalului de lavandă din județul Mureș, la Mădăraș. Sute de turiști au mers pe câmpul de lavandă pentru o ședință foto de succes. Cei care n-au dorit însă să facă poze s-au putut plimba cu trăsura, ori au stat la picnic în lanul parfumat. Dacă vreți să ajungeți acolo, aveți destul timp, festivalul se va întinde pe o perioadă de 3 săptămâni. În localitatea Mădăraș din județul Mureș se află unul dintre cele mai mari câmpuri de lavandă din țară, cu o suprafață de 5 hectare. Festivalul este vânat în special de pasionații de fotografie. Foarte bine, ne relaxăm, că nu e așa de cald. Mergem să facem poze. Mi se pare special, un special contrast dintre culoarea lavandei și cerul și faptul că are și contur verde. Cromatica mi se pare foarte interesantă și sunt pasionată destul de mult de fotografie și de tot ce înseamnă vizual frumos și mi se pare că e un loc pe care chiar ar trebui să-l exploatăm la maxim din punctul ăsta de vedere. Proprietarii plantației au pus la dispoziția turiștilor și mai multe decoruri, iar cei dornici să plece de aici cu poze ce tind spre perfecțiune au ales să vină cu fotografi profesioniști. Toate! Hai, la trei sus! Mulțumim! În afară de fotografie, oamenii sosiți la Mădăraș se pot bucura de plimbări cu caleașcă, mâncare tradițională, dar și produse pe bază de lavandă. Avem aici și odorizant de cameră și de mașină, puteți folosiți sau cutiuță. În cadrul festivalului, turiștii se pot caza la rulotele aflate în câmpul de lavandă sau chiar să campeze cu corturile personale în zonă. În plus, ei pot opta seara pentru un zbor cu balonul cu aer cald pe deasupra lanului. Suntem la 4-a ediție. Într-adevăr, anul acesta ne-am luptat ca să fim diferiți. Știm că foarte mulți cultivatori de lavandă s-au gândit să facă și ei festival și ne bucurăm pentru asta. Încercăm să ținem încă pe tărâmul lavandei ștacheta sus. Festivalul se ține zilnic între orele 10 și 20 până pe 18 iulie.